Și vreau să zic că în 1988 am fost tare bolnav și m-am vindecat. Și aceste cuvinte au venit un, un om care era omul lui Dumnezeu. Eram bolnav în Toplița, în România, în 1988 și a început să mă doare pe la mână, partea stângă, în așa fel că am luat... 156 de genta tamicină, cumpărat cu 100 de lei bucata și nu mai știam în care șol să mi și nu mi s-a vindecat. Și am în spital într-o zi, un om cum sunteți astăzi dumneavoastră aici, și eu nu știam că este adunare în topliță, că la restaurant n-a venit eu, mai mult la restaurant am fost și când am văzut că așa de grav, omul ăsta avea obicei să vină la donare, după aceea am aflat că el era proroc și mergea la spitale să se roage. Vreau să zic și să citesc aceste cuvinte când veni să se roage pentru mine și aș vrea să fie în 1988 a fost da cred că este valabil și astăzi. N-am avut Biblie și fratele meu citit de la Ioan 14, numai câteva rânduri, câteva versete. Să nu vi se tulbură inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, m-aș fi spus eu, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi întoarce și mă voi duce și mă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și eu. Frații mei, aceste cuvinte m-au prins bolnav acolo, că n-am știut că Dumnezeu este proroc și am zis ce faine cuvinte în acestea, mi-a lăsat Biblia deschisă acolo, dar e prea târziu, că eram bolnav pe moarte. Era un puroiat așa, pe la mână, partea stângă, că n-am putut de durere. Nu știu cum sunteți acum cu răbdarea. Îmi place să vorbesc cam la ultimul, dacă se poate, în adunare. Fratele care au cântat, au că se bucură dacă 5 minute se prelungește. Nu știu dacă toți suntem așa. Dacă suntem la spital și Dumnezeu mai raptă 50 minute, e bine? Doctorul zice, gata, omului Dumnezeu zice, nu e gata, te voi vindeca, să întors înapoi și când am zis eu că e prea târziu, zice, nu-i târziu, iată bărbatul, te voi vindeca și voi vesti Evanghelia peste tot globul pământului. Astăzi dau cuvântul meu în gura ta. Măi, omule, zic, eu nici n-am Biblie ce îmi vorbește omul ăsta. Acum să vorbesc eu despre cuvântul Domnului când nici nu am Biblie. Nu știu cum sunteți obosiți sau în ce stare ați venit, dar acum suntem în secolul 21 și avem aceeași stare, să nu se tulbură inima. Vă întreb, a fost cu ăsta? mi s-a tulburat inima, s am fost liniștit. Care predicam că dacă zguduie stânci. noi nu ne mișcăm. Și-a închis adunarea. Fratele Ionică mă cunoaște, așa m ajuns în Ungaria, că zice acum că am venit de partea Ungare, din Toplița, m-am bucăit, dar la Piatra Neamț era, Piatra era sediul nostru atunci, în tipului lui Ceaușescu. Și vreau să zic că până acum, deja ce s-a auzit, eu nu m-am botezat în Piatra Neamț în 88 și... Mărit să fie domnul, am avut acum o întâlnire, toți oamenii care ne-am botezat acolo. Și am spus la toți, și dumneavoastră vreau să zic, în seara aceasta, eu nu vreau să predic mult, dar să înțelegem cum ai venit în seara aceasta. Dacă mă gândesc numai la cântări, fratele cântăm, mereu că este Isus în curând, vine Isus în curând, vine Isus. Acum a slăvit să fie Domnul că o iau un scurt că dacă sunt ultimul, nu vreau să vă plictisesc sau o să ziceți, mă, să nu mai vine fratele la din Ungaria. Dar mare lucru a făcut Dumnezeu cu mine. Frații s-au dus, s-au rugat pentru mine, a zice, cum te cheamă? Și nu știam prorocul ăsta în seara aceea. De la nou s-au dus la rugăciune și au zis așa, este un prieten în spital, să ne pentru el, că era. Frații mei, noaptea la doi m-am sculat și am vrut să mă prind de sprijin cu care eram în pat așa de grav și am zis că nu mă doare. Am sărit jos din pat și am fugit, care era de serviciu asistent. A zis, domnule, până-te înapoi în pat, că e cel mai grav. Zic, am fost. Și atunci merge la telefon și spun la domnul director, la camera numărul 1, Lucas Iosif, care e cel mai grav bolnav, puge prin colidor, zice că este vindecat. Ce să fac cu el? dă mi la telefon. Mă Mă ce cu tine? Au fost pocăiții la tine? Da, domnule. Măi, cum să rugă pocăiții așa, că și după glas aud că te-ai vindecat s -a rugat bine pe să s bine rugat bine, domnul. Dimineața au venit, m-au verificat, frații mei, am stat mult în spital și când n-au auzit că am ieșit, când m-au vindecat, domnul ăsta vreau să zic, esențial și principal, om, am primit o căldură în piept în timpul vindecării. Eu când am ieșit în orașul, plecat din spital, la toată lumea am spus că sunt pocăit tot se uita la mine, zice, eu și cred că cu boala asta ai pățit ceva. Păi pocăiți sunt după ce se botează, mă, păi, tu nu mai ieși din spital și zici că ești pocăit. Mai eu sunt pocăit. Și zice, frate, m-am avut șase pachete de țigări acasă, în dulap ascunsă palincă, în județul Mureș m-am născut și am avut cunoștință să am palincă de la 80 de grade și bem de nu știam să mă duc acasă și câte o pachete de țigări. Și când m au vindecat Domnul, am zis la nevasta mea să scoatem afară. Măi, timpul lui și-au cu să stai la rând. Mirei la prozar și ai luat un compost stricat și apoi îți dădea carpați. Altfel nu ți dat. Dar compostul ăla era un cas, dar nu îți ce țigară. <coughs> și zice, măi, eu nu-ți mai cumpăr. Mie nu mă trebuie să cumpăr. De ce se întâmplă cu tine? și am luat frații mei paharele, tot ce au fost pentru, din care am băut și tot afară. Iconele care le-am avut acolo pe perete, da, se se apropie ceva sărbătoare și apoi când mi ei, eu toate iconele am luat jos și au rămas nezugrăbi, știți cum nu ne-am zugrăbit în fiecare lună. Păi, zice, ce mi-ai făcut cu o cameră? Uite cum arată ca la circ. Păi băi, acum nu te fumezi, nu mai bei. Zici că ești pocăit, dar ce ai cu Pe vreau să scot afară din casă, nu mai trebuie. Și vreau să-mi vreau să zic că Dumnezeu m-a pus pe inimă. Nu de întâmplare suntem aici în această seară. Indiferent cine ești, astăzi s-a auzit încă chemare. Astăzi s-a cântat să ne pocăim astăzi s-o cântat să fim pregătiți. Astăzi s-o cântat că vine Isus. Frații mei, în România multe ori am auzit frați predecând ce păcat mare este nepăsarea. Ce păcat mare este nepasarea! Nu-ți pasă. Mai ce o fi, o fi. O fost predică bună, fost. Dar ce este esențial. Și vreau să zic că așa au fost, domn, frații mei, Domnul m-a vindecat, m-am botezat în piatră în neamț și Domnul m-a trimis în Ungaria, unde n-am fost niciodată. Și am început de la zero și acum sunt șase biserici. Și vreau să zic care sunteți lucrători. Dacă este o prorocie de la Dumnezeu, oricât de târziu, se îndeplinește. Când am fost în Anglia și am zis că mă cheamă Luca și Iosif, a venit o soră de la Moco din Ungaria, de ăsta e fratele nostru, Este fratele Luca. Dar după ce îl după voce, el m-a botezat. Și am rămas plângând acolo, pastorul din Anglia zice, lasă, lasă, au venit la Arbon acolo și m-au îmbrățișat, frate Luca, așa mă bucur. Ce cauți în Anglia? Ce cauți tu? Pentru ce am venit la lucru și eu la lucru. Tu pentru bani, eu pentru domnul. Și acolo am plâns când s-a auzit glasul. Suntem oameni și ne bucurăm când ne vedem, nu? Că m-am pocăit în Ungaria sau în Austria sau indiferent. Când ne întâlnim, băi, el e pastorul, el e fratele care mă botezat. Este bucurie mare, frații Și Domnul zice să nu vi se turbule imam, să credeți în Dumnezeu, să credeți în mine, că în casa tatălui meu sunt multe locași. Nevastă, mă când mă vede, rămâne uite-mi, că e dacă mă întâlnesc cu un polițar, și lui îi spui că are un loc. Cât e de tulburat. Băi, n-ai, n-ai, Așa, domnule că l-am îmbrățișat, și a zis, nu, lasă-mă îmbrăți și nu mă cum acum, ce vreți, să pocăi, pocăi, dar la un mă îmbrățișa. Lasă, Domnule, cu un pic de dragoste de Hristos, trebuie și Dumnezeu. Talul. Este pregătit și un loc, indiferent oriunde mă duc pe graniță, peste tot, frații mei. Vreau să zic că am avut multe încercări și e, ia, iau scurt ca să nu pierdeți răbdarea. Când am ajuns în Ungaria și am zis, Doamne, ce să fac? Noi, ani de zile pocăință scriptura, dați seama, am știut din afară, nu? În doi ani de zile. Zic, ce o să -mi spun la oamenii aceștia? Când au văzut vânemastră-mi-a cu batic, o zice că vă duc la granița la, la, la lac, aici să-mi aduceți obiceiul. De ce obiceiul? Păi ce de ce puneți batic? Cârpa aia nu-i de mântuire și, mă rog, spunea, zic, fii atent aici te rog să îmi spui de ce scrie Scriptura, din cauza ingerilor trebuie să-ți acopere capul. Nu din cauza românilor, nu din cauza obiceiurilor, din cauza ingerilor. Dacă mi-e explic, atunci ce de nevastă capul? bate cu jos. Dar slăvit să fie Dumnezeu, nu trebuie să dea bate cu jos. Deci dacă ai zis din zi, dumneata din cauza ingerilor, fiindcă noi, ca copilul Dumnezeu, ne au făcut Dumnezeu un loc că ingerii ar vrea să vadă, să intră. Dar nu este îngăduit, așa scrie Scriptura. Ar vrea să vadă ce frumos, chip de om, frații mei. Nu pot să... Un chip de om nu poate să cuprinde ce frumos este împărăția lui Dumnezeu. De multe ori am fost frații mei și simțem că a coborât Duhul lui Dumnezeu peste adunare și vedem prin spatele fraților apăsat la idol. Și eu zice, mai sim puterea lui Dumnezeu că este aici. Alții de la idolul. Acum nu avem idol, acum n avem televizor, dar mai rău că avem telefon. Și dacă ești singur, o cuplezi. Dacă ești în adunare, ești mai șmecher un pic, poți să Da, da, amen, da, da, amen, amen, amen. Și odată am întrebat, ce e amin, băi? ce amin? e amin? ce ai zis? E bine, bine, ce-am zis, dar ce-am zis? zice, băi, ce eu zis, băi? ci nu ești dat atent? Dar nu nici tu ai fost atent. Înțelege? Nu vă supărați pe mine, frații mei, dar pe mine Dumnezeu m-a dus de la moarte și când am văzut că în Ungarie, unde n-am fost niciodată, și acum sunt șase adunări, de seama că acolo trebuie trebuit lucrarea lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu niște minuni, că și eu m-am speriat. Un băiat la Steghet vine și am zis, Doamne, nu știu, trebuie să mă duc mai departe, în Austria, în Italia, unde mai trimis, nu știu. Dar dacă trebuie să rămân în Ungaria, dăm să botez numai o persoană. Și am botezat șapte. Am zis, Domnul a fost de partea mea. Dar unul care a fost puternic și m-a ajutat Dumnezeu. A venit un băiat de 16 ani și era și retele la de oraș mare, oameni bogați, când vorbeam de Hristos, mă lăsau acolo. putem să mă culp pe bancă. Înainte era plin de tine dacă zicea, mai ai auzit de Hristos, mă lăsa acolo. Putem să mă culp pe bancă. Și mă, pe băiatul ăsta, că vine și așa, zic, ungurește că le fiu, că își pe zătele așa. Leagă și retele, că caz, dacă o, cum o caz, așa lungi era șiretele. De ce nu pot, nene, de trei ani zile, am probleme cu coloana. Am fost la Seget, am la Budapesta, da, mi-au dat tratamente, dar nu mi se îndoie mie coloana. Când ajung acasă, nu m-am bățit așa mare un câmpat, de bag numai așa pantofi, că nu pot să mă le. Frații este viu Dumnezeu, o fost și este și acum. Atunci am obotezat Dumnezeu în toplița cu Dumnezeu. Sfânt și am venit așa o putere dintr-o dată. În numele Lui Iisus, leagă-ți panturi. Zice, nene, dumneata, nu crezi că nu pot. Eu cred că nu pot. Dar mai spui odată, în numele Lui Iisus Hristos o să pot. Și băiatul când s-a plecat, a văzut că e să-l libera acolo, nu? No? Și-a tăiat și, și m-a lăsat acolo. Mă zic, ce bine că am prins un băiat, putem să vorbesc cu el. Cum, ce s-a întâmplat. Și stau așa pe trotuar, n zic, mă, și pe asta Și m-am bucurat că s au vindecat. Și eu tremuram, frații mei, că n am văzut cum a lucrat Dumnezeu. În total l-a vindecat pe loc. Și văd că vin o persoană. El a fugit să spună la părinții, dar eu n-am. Nu totul descoperă Dumnezeu. Eram așa zic, Doamne, de ce a fugit băiatul? Și-au dus părinții, au dus surorii și acolo am început în seghet cu ei. Adunea, știți, zice, mama lor, zice, vă rog frumos, băiatul nu vrea să spune, te rog frumos, spune ce ai făcut la băiat. Zic, întrebați pe el, am făcut ca Domnul Iisus Hristos, când vedem că îl vindecă pe orbu și părinții, zice, întrebați că destul de mare. Zic, da, întrebați pe el ce i-am făcut. Zice, mamă, crede-mă, numai atât au zis să leg și retele numele Domnului Iisus Hristos. Și mă să fie Dumnezeu, așa am început la Seged, la care am ajuns acum. Oamenii ce au venit după ce au venit la adunare și vreau să zic, peste tot am văzut că este de ajutorat. Asta deja atâta lucruri au fost vorbit și despre uh, vindecare, despre mărturisere, ce au zis fratele. Și frații mei, mi-au dat Dumnezeu, atunci am fost botezat cu Duhul Sfânt, da seama pe băiatul ăsta l-a vindecat Dumnezeu, l-a făcut numai semne și minuni. Când am ajuns deja, cam am fost -o câțiva, într-o pivniță am început. Mă întreabă mult, cum au luat, cum m a îndrunat, cum am ajuns pastor și am zis, du-te în parcuri, vestește Evanghelia, și care se pocăiesc păstorăște. Eu așa am făcut. Școala lui Dumnezeu. Dacă n-am început, frații mei, așa au lucrat două Sfânt, că au venit o pereche, am zis să-i dau cina Domnului acum, dacă am ajuns acolo, că suntem câțiva, să începem lucrare serioasă cu cina Domnului și am spus că cum e, cu cina trebuie să o luăm foarte ferios, că ori luăm blestem sau ochi, și cum spuneam acolo, zice Duhul Sfânt, spune la femeia și omul care stă în spate, că societate până a venit aici la adunare. Pentru păi cum să zic, acum sunt începător, sunt câțiva mendri și mă iau că societatea pe treaba lor. De ce mă Eu nu zic acum că societatea să se bată de treaba lor. Dar iară, zice, Duhul Sfânt spune, și atunci am zis, voi de acolo, spate, așa zice Duhul Sfânt, până ați venit la adunare, v-ați certat. Așa vreți să luați cina Domnului. Ricard, nu ți-am spus să nu ne certăm, vezi? Eu am rămas așa, zic, păi, n-am avut să zic și acum, iată că este realitatea. Dar la de la orgă o să risus, că am luat o orgă să cântăm și eu, câteva cântări să fie mai bine. La lăsare să zice, frate, Luca, și eu am băut un par de rachiu, că mă doru stomacul, nu recunosc. De păi ce să mai caută rachiu? Păi, acum deloc nu-i voie să bei, nu. Mă doru stomacul și am la. Și frate, mi-a așa să început și vă zic și astăzi. Aceeași Dumnezeu este care a fost în 90 în 90 am început curat și mă spune că sunt foarte sever, nevasta mea așa spune că și cu mine sunt sever, zice, nu, tu nu numai cu membrii, tu și cu tine e sever. Dar nu sunt sever în așa fel să mă credeți, numai nu lăs din cuvântul Domnului. Înțelegeți? Dacă este scris, îmi place românește fratele, o să ne rugăm. La Iacov Sfine, cine se mărturezește, va fi mântuit. Ungurește numai, zice, va fi iertat, dar românește mai fain. Zice, va fi mântuit cine mărturizește. Vrați mei, în timpul mărturisire, dacă vine Isus, ai dreptul la răpire, credeți? Dacă cu adevărat te-ai mărturisit, dacă ai mai luat câte un așa, atunci nu. Și aș dori din toată inima în această seară, frații mei, nu de întâmplare o cânta frații că vine Domnul. În această seară toți să vinem, a întrebat cineva, frate Lucas, o fost vino, acum este războiul, ce urmează să fie? Am zis, foamea, foamea va urma, după aceea să se distrugă Dumnezeu telefonul asta foarte decep neștepte, că noi nu putem. Că dacă spun la băiatul să nu se uite, fuge la vecinul și să uite la vecinul. Nu putem opri, numai Dumnezeu poate să-l opre. Înțelegeți? E pericol mare pentru pocăiți. E pericol mare pentru omâniri. Am vestit odată la o adunare, la Apocalipsa 13, care un duh și mici și mari se aplacă. Nu, nu, frate, ăsta nu televizor, televizorul ăsta, ăsta nu e la noi, la bine. Știu că te uzi la televizor. De seara du acasă și spune în tine că nu te mai uiți. Chiar dacă serialul e foarte bun și încearcă-te să vezi ce du are televizorul. Și-o mărturisit frații mei în adunare, zice, m-am oprit la ușă și a zis, nu, frate, Luca, și te prind, ce fel de du are televizorul, care eu, stăpânul meu, și mă pun jos și nu mă uit. Zice, frate, s-a înțepenit picioarele, picioarele, cum m-am uitat, că eram curios ce se întâmplă, nu m-am pic, nu m-am... Zice, până nu s-a gătat filmul, nu m-am mișcat din ușă. Mi s au înțepenit picioarele. Și-au venit a doua dimineață, ce frate Lucas, ai avut dreptate, am plâns, ca un copil femeie de 30 de ani, n-am putut să mă mergi, m-am blocat. Că te face curios. Merge televizorul satanei, merge vestea lui Dumnezeu, că vine Iisus înapoi, frații mei. Domnul s-a dus să se pregătească un loc. Acum am încet, am fost în toată Europa și am văzut peste tot problemele. Într-un loc nu e Îs mai multe părțiri în România, mai bine face adunare, se duc separat, că de ce ia pahar la na Domnului din sus, ce or ia? Măi, ori dintr-un pahar, dacă luați din ăștia mici, eu nu mă duc. Ce să facem adunare? Hai! Și noi merem acolo, voi mergeți acolo, gata. Odată poți să faci, acum o casă vei că o faci. Avem atâta instrumente cu care să facem, repede facem adunare, ăștia să stea acolo. M-am dus la cineva și am zis că mă chemat aici la evangelizare. Era două adunări la o lată. Zic, la care să mă duc? la noi, frate, dacă ai ajuns aici, înseamnă că Dumnezeu aici te-o trimit. Dar de pe cum îl cheamă? Spune că cum îl... Mă zic, poate acolo trebuie să mă Nu, 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 aici te-o trimit Dumnezeu. Și am zis așa. Câte mirese, are Domnul Isus Hristos. Zice că vine mirele după mireasa. Dar nu zice emulțit că după miresele, nu? Și dacă suntem așa, frații mei, ne să tare că suntem pentecostali sau în Ungaria, zice, carismatici, apoi cade între scaună și nu poți să le ridici, că și satana lucrează. A venit unul din America și a zis, Jesus! Puf, pe scaună și îl spart cap. Am zis, mă, ce s-a făcut satana? Băi, zice, cum îndrăznești să zici satana, domnule? În mine, spiritul lui Dumnezeu, așa zice o în grește, o să înțelem. Zic, că o băga bine, să le muntă scaune. Uite că îi spar capul. Pe Dumnezeu te ridică, mă, de ce ai căzut acolo? Și mă să fie, Domnul a venit o soră, zice, frate Lucaș, dacă o să te rogi pentru mine, nu trebuie să mă pui jos pe pământ. Dar cum să te pui jos? Zice, că așa fac. Mă împinge și unul mă din spate și mă pune jos și pune o pătură. Păi dacă ești în fustă și așa e problemă, dacă ești cu pantaloni, e problemă. Că dacă ești pe jos, tot pe jos ești. Iese buricul și este totul și satan are de cum ce a pus pe pământ. Și lupta, frate, mai mergeam la adunări în care nu prea mă primeau. Păi, știi că ai grijă, dar știu deci. Unul zice, frate, nu n-am știut că veneți, dar era de plin satan, își de care lucra satana din plin. Zice, au zis că tot aici, ai venit aici, zice, îți dăm două minute bine dacă, dacă tot ai venit aici. De asta era lângă mine, mai zice, dar nu te duce pentru două minute. Da, să mă, că mi ajunge să ajung la arvon, două minute e suficient. Și te duci, mă duc, da fratele era acolo, i-am venit la nu și -a zis, mei, fratele au zis că am două minute prin care pot să vă salut. Dar am văzut că ați avut rugăciunea și acolo era scris, Corinteni 13, că dragoste era de totul. Un pe fratele se mă rabde și pe mine, că am primit un cuvânt de la Ioan, 4 cu 24, că Dumnezeu este Duh, și el cum lucrează. Dumnezeu este Duh. Și va veni vremea când se va ruga în Duh și în adevăr. Frații și-am zis, haideți să ne sculăm în picioare și dacă sunteți carismati sau indiferent ce fel de... Zi, astăzi să vină Harul lui Dumnezeu și dacă sunt bolnavi aici, să plece vindecați ca să vedeți că Dumnezeu nu doboară, ci te ridică. Marie să fie Domnul. Un om cu mijloc cu care o venit, nu știu că să fie rugăciune, când am început să ne rugăm, a venit în față și -o strigat. De când am intrat în adunare, știam că Dumnezeu va lucra. Uite, nevastă mi-a condus mașina, mijlocul n-am putut să mă conduc, sunt vindecat. Și vreau să zic, frații mei, nu știu cum sunteți, așa, sincer, în această seară. Matei 25 cu 10 zice, care sunt gata, au fost gata, au intrat. Frații mei, este un pericol foarte mare, în zilele noastre. E cu Ucraina aici, că e problemă, că se scumpește, că nu-i pâine, vine, mă duc să mă rog acolo la... Eu nu că mă știe că fiecare zi mă duc în mai multe locuri, slava Domnului, că n-am concediu. Și m-a întrebat ce de ce n-am concediu. Zic, Dumnezeu nu mi-a dat încă concediu, dar sper că când ajung acasă o să iau pe deplin, că acolo nu trebuie să mai vestim Evanghelia, ci să ne bucurăm, nu? Și am zis că acum n-am n-am concediu, trebuie să mă duc să oamenii să se pocăiască, frații mei, că suntem în în care Dumnezeu își pregătește pe aici Eu în Ungaria am dus pe fratele Ionica ca să vă... Nici o zi nu m-am nu m-am oprit. La mecheri, fratele Puva, poate îl cunoașteți, m-am dus să dau cina Domnului în timpul când era problema asta cu boala și au venit și la mine, ce frate, trebuie să ducem mască sau nu? Mă, dacă aduci mască, nu-i probleme, dar păcatul nu. Păcatul lăsăm în afara adunării. A părâs fratele Poha, zice, mă, a pe cântăm sau ce facem? A pe cântăm, da, sigur. Și a făcut niște cântări în timp, atunci când cel mai interzis era frații me și mări să fie Domnul, vreau să vă zic că Dumnezeu așa au făcut că în Ungaria au fost lege, poate și aici la dumneavoastră, n-ai avut voie să părăsești orașul. Mă cremat, mă duc la, la Uchidiu și acolo lângă Iulam și acolo este o adunare, fiindcă au văzut un frat, un om din spital din Giulam, era pe moarte și ne-am rugat să o vindecat, și este adunare, înțelege? În timpul covid -ului. La președinții de la Buda, pe Sărge a atâta te duci, dacă moră cineva și o să vezi că tu nu stai acasă, cât trăiești o să ai o reproșare că din cauza ta că te-ai dus. Stai acasă, mă șelaș. Zic, fii aici. Dumnezeu ne dă viață, nu moarte indiferent de că vin, mă duc, că vin frații din Arad și mă duc, mi-e de ei. Frații mei, când era cel mai plin două camere, mă uit pe geam, am citit Isaia 55, mă uit pe geam și vine poliția, o domnă și un bărbat. Bună ziua, este cineva și fain la dumneavoastră. Zic eu, și care -i e problema? Ei, dacă n-am zis care e problema, am zis, doamnă, am venit aici a că este o familie, au 10 copii. Nu au avut nici zahăr pentru ceai. În timpul covid nu au avut curaj să meargă, că era plin orașul cu bolnavi. Am venit și am adus zahăr, am adus ce i-a trebuit, că 12 copii n-au avut ce mânca. Am dus la o familie 5 persoane, erau jos cu 42 de grade. M-am rugat să vin vindecat, dacă este păcat, Spuneți cât costă și plătesc. Și -a început să plângă poliția, zice, știu aceste persoane, știu că a fost tare, bă. mi-a din chiștele, zic, da. Atunci a fost treaba mai departe. Am auzit de ei, au zis că au venit un om din chiștele, făcut o rugăciune și toți ne-am vindecat. Deci dumneata a fost, eu am fost. Mări să fie domnul. Dar vindecare noi am făcut-o fost Iisus Hristos până în ziua de astăzi este adunarea acolo și fiindcă s au vindecat omul ăsta de la 73 ani, a fost urina scoase, și a avut dorința să o botez. Zice piciorul său fratele, că de ce faci cu punga aia ce scos, urina afară, nu știai cum să faci. Dacă mă descurc, am experiență acum, din 90 am botezat vă câteva, dacă sunt ceasă adună. O facem. Am scos punga aia în afara cadei și am, a, am a făcut boteze în cadă. După ce au venit familia și toți s a botezat. În aceeași apă. Nimeni nu e a frică că se îmbolnăvește. Știți cum e tine, nu? Păi bătrânul bolnav a dus din ghiula acum să... în apa aia. Nimeni, nimeni zice, fratele, că fă și mie, fă și mie, și mie. Și să fie domnul. Am dus pe fratele Ionică să vadă că și acolo este adunarea, Chiar dacă 130 de kilometri m-am dus pe stradă, dacă vedea eu poliție, nevastă mi-a trebuit acasă. Mai omule, nu te opri poliția, nu. Zic, nici nu trebuie să semnalizez. Ori pe banda dreaptă mă duc, pe par, că nu-i nimeni. Mi-a dat Dumnezeu liber. Și nu m-a întrebat, frate Luca. spune drept, nu ți-a fost așa să fie cald, să ai temperatură sau să ai frică? Zic, nu, frate, vă spun sincer, dacă mi-e frică, nu mergeam. Eu pe baza cuvântului am pornit să mă duc și atunci am, când era covin, fiindcă psalmul 73, așa spune, dar, Doamne, Tu te de una ești cu mine. Tu mă ține mâna dreaptă. Zic, mă, dacă Domnul mă ține de mâna dreaptă, să îndrăznească cineva să pune mâna acolo. Că domnul așa zice că mă ține de mâna dreaptă. Și mă să fie, domnul, puteți crede că nu mint că sunt aici. Dacă primem orice boală, mai dușesc câteodată și, și respir un pic greu, că 37 de ani am lucrat la autostrez și apoi am tras în praf cât am putut. Și apoi a zis să domnul doctor, că domnul Lucaci, n-ai vrea să mergem în pensie, că sufli am greu și motorina asta și praf, fost e prea mult. Cum să nu, domnul doctor, dacă puteți să-mi faceți că Biblia nu scoate praf. Și de atunci când mă duc, vestesc Evanghelia că nu scoate praf, dar dă viață. Și aș zori la toți care sunteți astăzi aici, încă n-ați făcut Hotărirea, am auzit aici, că sunt dintre dumneavoastră care au făcut hotărirea. Nu știu ce hotărire ai făcut, dar dacă ai făcut-o pentru tine, o faci. Dacă auzi cuvântul Domnului, tot așa te duci acasă. Eu sunt un om nu prea fricos, măriți să fie domnul, așa m-a chemat domnul, și mă duc la Chișcău, mă duc și la Romii, și oriunde mă duc, unde mă trimite domnul, și într-o seară am zis cuvântul Domnului și toată familia. Zic că a fost frumos. Oh, fratele, că tare bine a fost, slavă Domnului. Bine, dar ce a fost bine? Păi așa, în general, a fost bine. Și am plecat să plec. M-am dus pe uliță, pe ulița aia le am venit înapoi. Când am venit și am intrat în casă, toți erau pe masă, copii încă, bun Spencer mergea, că e glumesc, știți că știem și eu când eram în lume, și toți erau pe masă, mă zic tare bună, a fost Evanghelia, mă zice să întorce înapoi. Acum le frică când plec, se uite bine dacă am plecat, că să nu mă întorc înapoi. Dar am zis, mai omule, dar Domnul Iisus, dacă vine, unde te mai întorci? Nu? să zicem că vine Domnul Isus Hristos. Am făcut un botez la orașul Halaș, unde era covid cel mai mare, și-au zis polițare, de ce te duci, domnule, acolo? Acum noi cinci mașini am intrat, s-au bătut ăștia cu sticlă, în Holoș și acum și nu se bat cu sabile. Și zice, cum a intrat acolo? Acum, noi acum am ieșit ca poliția zic cu Biblia. Dacă mă nu te duce în că e ba, ba, mă duc zic. și m-am dus mei și mă să fie Dumnezeu, o lucrat Dumnezeu, că a ajuns acolo în timpul covid -ului. dacă nu credeți, am mărtie la mine, m-a rugat cineva să mă duc la reanimale, să mă rog pentru o femeie care a avut șase copii. Și când m-am oprit la spital, ca să mă duc să fac rugăciune, a venit asistența care era de servici, cu stropiri, știi, cu dezinfectări. Să... Păi zice, nici n-ai mască, zice, ce, ce aștepți aici? Nici nu te-ai dezinfectat, nimic. măcar cu... Sunt dezinfectat, sunt sângele lui Domnul Isus Hristos. Vă rog să chemați pe domnul doctor, că vreau să intru numai 5 minute, eu femeie pe moarte cu șase copii să facă o rugăciune. Zice, dumneata, nu, nu trăiești aici în Ungaria, ba pentru pe nu știi care strictețele și linii. Pe zice, a fost aici mama sa, pe mama să n o lăsat nu. Nu mai a pe domnul doctor și-a pe doctorul. Mi-a zis așa, cât timp este? trebuie? Am zis, minute, domnul doctor, Nu mai să mă rog și să mă... da ți dau 10. Da, stai acolo, îți trimite o hârtie, ăsta la dumneata, o semnezi eu. Dar merge o asistență cu dumneata, că ăștia nu te lasă să vine altul. Mi după asistență, faci rugăciunea și te duci cu Dumnezeu. Asta este Dumnezeu nostru. M-a întrebat cineva la Buda, pe mai, mai cu teologie. A, păi zice, frate, Luca spune de mult lucruri lucru în porte. Păi, Nu prea cred, mă. În timpul covinului animale, apă este prea de tot. Și mă uit la mine și m-a dus acolo, zic, până ne rugăm, citește-l și vezi, eu n-am ștampilă de doctor acasă, uite ce stampila lui domnul doctor, când am intrat la animale. Vai, zice, iartă-mă. Nu de aia zis lucrurile acestea, frații mei, ca să mă laud cu mine. Vreau să mă laud cu Domnul Iisus Hristos. Și vreau că să, să țineți minte, eu am plecat din 90 de România, 88 botezat, în 90 de Zalaseged uh, vesteam Evanghelia, acum sunt șase adânări și în noaptea de ori mă gândesc un vețiv ce-am pus eu, cum am văzut la Palincă, ce m-a format Dumnezeu. Îmi plăcea mult să rămâne în România, că atunci am fost botezat și cântările tatăl mi-a fost în inima frații mei, cum cântam acolo. Dar m-am gândit așa, este o vorbă în România, că românii sunt au în lume ca Coca-Cola. Și am zis că așa este. Și eu sunt ca o Coca-Cola în Ungaria, dar sunt șase biserici. Dacă mă duc în Austria, peste tot biserici. Dacă mă duc în Italia, pot să vorbesc în un pic românește, adonări, așa cum muziei românașii noștri, dar lucrează. Făcut adonări. Dacă mergi în Australia, este. Dacă mergi în America, este. Plin de români. Și în timpul lui Șaușescu ne rugam, deschide, Doamne, granițele, să mergem să vestim Evanghelia. Ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Și atunci era întâzis O soră stătea acolo și zice, frate Vasile, au venit cu Duhul lui Dumnezeu. Cinci persoane se apropie de casă. Eram destăruință în de casă de lemn, sus în pădură. Cinci persoane se apropie de casă. Haideți să ne împrăștim repede, zice frate. Nu, nu, nu. Stați la stăruință. Și așa nu m-am rugat pentru poliția. Lasă să intre. Fratele era hotărât. Au venit toți cinci. Nu, tu ce faceți aici? Este stăruim. Zice la ce înseamnă? Zice, nu Ce religie? Nu știu, întreabă-l mai. Zice, ce religie aveți, domnule? Zice, Pentecostal, frații mei. Hai, dați mai aproape să mă rog și pentru voi. Dar unul din poliția mi se. Ce a zis? O zic că Pentecostal. Hai să te iei măcar și dacă fac o rugăciune -ai aici, am murit. Eu cunosc pe Pentecostal. Hai să te ze merem și au fugit toți ce. Zice, dar nu sta să ne rugăm. Deci ne-a scăpat Dumnezeu în așa fel. Acum vine răpirea, nu vrea să vă vă plictez. Poate de Dumnezeu, să mai viu la dumneavoastră, că astăzi avem o serviciu important, să nu plecați cum ați venit. Indiferent de boală, indiferent de stare în care ai fost, astăzi ai prilejul să recuperezi poate 30 de ani. Că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, îmi place acolo când spune cuvântul Domnului, la Osea 2 cu 19, te-am ales pentru mine cu credință ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Frații mei, dacă nu cunoaștem pe Dumnezeu, suntem mai răi ca religioși. Ioan 17 cu 3 zice, împărăția lui Dumnezeu este a cunoaște pe singurul Dumnezeu și pe Fiul care i-a La care e împărăția lui Dumnezeu? împărăția lui Dumnezeu, Luca 17 cu 20, 21, zice să nu mă viteți cu ochii să vine, împărăția este în voi. Nu iar în cap, catolici, religioși, mă, ce nebun, mă, Au ce zice că împărăția este în ei, dar și la voi așa, zice, normal la noi. Citește-ne, așa scrie, cum este în noi, Aseară am citit unde am fost cu fratele, Apocalipsa 3, versetul 11, păstrează ce ai, ca nimeni să nu ia corona. Ce ai? verifică -te. Ce ai? Unul zice că are o mașină de n pentru mica în lume. Unul zice, sunt un mă, N-ar fi trebuit să vii aici în Ungaria și noi avem Biblie. Știu eu. Dar în județul Ciongrad nu a fost adunare și păcăiți acum sunt, pe dacă ai stat aici 40 de ani și nu s-a înființat o în adunare. Hai că-ți dau un sfat. Ce mi-a dat mie Dumnezeu să fac, nu poți să faci tu. Dacă mie mi-a dat Dumnezeu să lăs trei camere mobilate, singură fetiță și să vin în Ungaria să dorm într-un pat de 100 de ani și altceva. N-am avut decât un linian și am început să vestesc Evanghelia. Trei camere confortabile. Am lucrat la fabrică de mobile, am avut niște mobile la comandă, că dacă am lucrat acolo, mi-a duceam Și am întrebat pe un ăsta, Ma, tu ce ai lăsat pentru Domnul? Eu mi-am lăsat părinții, am lăsat neamurile, adunarea la care m-am botezat, casa și tot ce am venit aici, la Ligian să încep ca pe timpul, nu? n aia. Nevasta cu fetița până făcea baie, eu mereu pe trotuar, Marele seget, oraș plin de bani, și până eu făceam baie, ei au mergeam un pic prin oraș, că într-o cameră am stat numai toți trei, n-am avut altceva. Dar l-am avut pe Dumnezeu. Și când a intrat cineva acolo și a zis, mai, o venit un român din România, mă, și vine acolo, zice, deci e plină. Într-o pivniță am început. E pivnița, e plină. o zis un om. de ce vini să mă adunați aici? Am acolo este adunare, facem un loc, să veniți acolo, nu aici, la române, o Dar un bătrân o așa, mai la voi sunt scaune și vreți să faceți adunare, dar aici fratele, nu numai român, este copilul lui Dumnezeu și este Dumnezeu aici și aici venim. Și așa a început lucrările, frații mei, și vreau să zic, ca o sfătuire. Liniștit puteți să, vă, puteți să vă supărați pe mine că eu n-am să mă supăr pe domnia noastră. M-a întrebat cineva fratele care tot ai ce a ta, dacă cineva te pișcă așa tare și nu, tot ai ce va supăra. Mă zic, atunci n-aș veste Evanghelia. Eu n-am, nu mă pare rău. că văd că cineva își schimbă împărăția Dumnezeu, pentru mașini. Pentru... Aici s-a auzit asta dacă ați fost atenți. Cine adune paie. Nu? Acum este la Corinteni, întreabă acolo că fundația, temelia este făcută. Ei acum ce zideți peste temelie? Dacă paiul când vine o încercare se arde, frate. Lemne, se arde dacă vine un cercar. Deci acum Apostolul Pavel, fiecare să vadă ce zicește pe temelie, că nu se poate să scrie pe cineva, indiferent cine suntem, botezați în apă, în numele Tatălui, a Fiului și Duhului Sfânt, nu este ca să nu fie încercat, ce-a zis Domnul Iisus Hristos, Ioana așa a zis, cine vine după mine, va boteza cu Duh și cu foc. Și la foc, frații mei, mulți au căzut. Chiar în Ungaria! Cine nu se bucură că te duci într-o țară unde n-ai fost niciodată, slavă Domnului că șase adunat! Haleluia! Am dat de o familie care e rară în Ungaria, opt copii, dar nici lemne, nici mâncare, nici, nici, nici nimic. Eu ca copilul Domnului, lemne, cărbune, tete, vase să aibă. O trecut un an, doi de zile și si m lăsat acolo. O, la dumneata nici băutură, la dumneata, pe și fetele, de ce umbla așa? Păi, era niște decorări la copcii, la așa, amice, vine la donare mie, mi-o Și a zis la mama să mă, ai zece copii, dar tu nu vezi cu, îți umblă fetele. Dar nu cumva să de ele, dar copii. Dar copii, dar dacă așa locrești, era de trei ani deja este avoxită săraca, nu cumva să, să crească mare și să, să nu fie vopsită. Dar care e problema, fratele Lucaci? De pet dumneata te deranjează dacă femeile pune un pic de frumăță? Mă zic, nu pe mine mă deranjează. Îmi pare rău la aceea femei sau bărbat care lasă barbă și până aici părul, îmi pare rău pentru ei că nu este convins, adică nu este acceptat cum a creat Dumnezeu. Și a zis o pildă la o soră. Tu dacă năștei un copil cu părul cresc și negru, sau tău știu că e blond, te-ai bucura? Frate Luca, de ce îmi spui asta? Te mă Tu ești brunet, soțul tău este blondă și atunci s-a născut un cu părul, crezi negru ca cea unul. Și a zice că e copilul tău. Te-ai gândit că e unde vine? Păi, nu uite așa, zice, așa o creat Dumnezeu. că naște femeile și dacă vedem copilul așa, exact ca tată -sul. Așa e, Da, Dacă seamănă cu mama sa, zice, exact ca mama sa. Știe Dumnezeu cum să construiască. La facere știe cum, ce a pus acolo. Ei, dacă vrei să aibă un păr galben, fetița, iară te speriai, nu? m dus la Seger, o femeie de 85 de ani, o stat la bura aia, știți, ca să facă părul, să fie frumos că vine Paștele, și pe nu pot să nu zic. Și m-am dus acolo și am zis, cât plătești pentru coafura asta, 40 de mii, vreau să fiu frumoasă. Pentru cine, frații mei? Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea în această seară, tot am întrebat pe fratele cât e timpul, nu cumva să fie prea lung, să plece unii dintre dumneavoastră în această seară, trebuie să facem rugăciune împreună și să zicem, Doamne, să știți că nu putem să mințim. La Eclesiast 7 spune că cuvântul Domnului, fiecare om știe când grăsește, numai nu vrea să recunoască. Fiecare om știe unde e problema. Și să dă de, de Dumnezeu înțelepciune, am zis cuvântul acesta că o citit fratele numele, poate dacă mai viu o odată, o să vorbesc că acum 33 de ani sunt în Ungaria, mă bucur că știu și atâta românește, dar multe experiențe am cu Dumnezeu, și vreau să zic asta dată, acum aș vrea ca să sunteți aici numai cine are credință. Să ne rugăm, dacă ești bolnav sau starea, vrei să se schimbe, Domnul, starea? Să știți că mulți sunt încăpățenați, cum au fost și auzit în starea aceasta. Numai un exemplu vă spun, mi-a arătat Dumnezeu vedenie la un bărbat. Iată că te duci în pădure, așa zice Domnul, și era acolo unde se pune fân la căprioară. Și fiecare zi te duci acolo și bași ceva, una în partea asta, una în partea aia. Când s-a terminat lucra, zice, lucrarea, zice, frate, apoi veric, fii că de lucrează, așa de pace. Ce să caut eu în pădure? Dar asta să zice, dar nu lucri la pădurar. Eu, da, 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 lucrez la pădure. Da, da, la pădure, lucrez la pădure. Și acolo ai ascuns ceva. Nu, 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 ce? Nu, nu te supăra, frate, nu recunosc. Fiindcă fratele Ionuică o citit ceva. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Am primit un telefon după două zile. Frate Luca, este des ca așa o, un spital numai cu plăveni. Frate Luca, și la noaptea la 2 eu că am de mărturisit că mor și nu vreau să trec așa. Și m-am dus noaptea, frații mei, acolo și am găsit plângând. Și nu te supăra. Încă din seghe doar trebuie să noaptea, de cineva să te duci, Dar cum să nu mă duc, mă, de moară, Doamne, fenește, și rămâne cu, că nu m-am dus. Mă duc să văd ce care e problema. Fratele care m-a prins mâna, frații mei, și-a plâns o hohot. Zice, lucrarea care a avut-o a fost așa. Eu așa nervos am fost că cum ți-a arătat Dumnezeu așa exact. Aici puneam palinca și acolo puneam țigările. Și ascundem ca să nu vadă nevastă mea. Dar nu pot să mor, trebuie să spun acum, mă mărturisesc. Și slăvit să fie Dumnezeu, m-am rugat ca Dumnezeu să-L ierte și două zile au trecut la Domn. Să vedem la Domnul sau unde au trecut, dar vă zic, Dumnezeu este tare, milostiv și încă face și în ultima clipă ca omul să nu se piară. Ca omul să nu se piară. Vă spuneți drept, acum mergeți la și mă faceți vină pe mine, că nu mă supăr. Mergeți la și verificați unde ați deschis Biblia ultima dată care suntem aici astăzi în adunare, du-te acasă și verifică cum ai lăsat Biblia de când, când s a vorbit Dumnezeu prin cuvânt. O zice cineva, dacă mă duc la dumneata, frate Lucaș, găsești televizorul, poți să vei? O am, dar fără antenă. Am o Biblie și când mă jos, când ajung acasă, citesc un cuvânt, când mă scol, nu mă duc la baie nicăieri până nu deschid un cuvânt. Nu e și așa de urgență să ies afară până nu fac o rugăciune. Nu trebuie mult, frații mei. Domne, mulțumesc că mi-ai dat o zi. Ajută-mă să nu păcătuiesc și de putere ca să slujesc numai ție. Și poți să vii la baie. Și verificați în această seară, frații mei, dacă ziceți că nu trebuie să citești din Biblie că este pastor aici, sunt predicator, nu? Greșim. Faptul Apostolului 7 se spune că niște oameni erau mai, mai căutători de cuvântul Domnului. Știți cuvântul, nu? Zice, și cerceta Biblia dacă așa este și dacă o s-o convins că așa este, ormas rămas prorocie, prorocie, predică, o rămas predică, frații mei. Credeți? Că cine dovedește înapoi? M-am dus la ora de am o chemat un frate și aici au un chei. A făcut o femeie cu mâna cu două fete să iau. M-am oprit. Am și ungurește, goreșteț și am și românește. Acum mă pendră. Și când am văzut că femeia se urcă cu două ferete, am băgat românește. Mine, Isus, mine, Iisus. Și am văzut că totul burat era. Că, Domnule, oprește-te, îți dau patru lei și de mă jos. Stau liniștit de da. uite, vin camioanele după mea, cum să te dau da. Unde am loc? O să parchez, dar ce-i cu tine? Dar eu știem că s-a alarmat Iisus. Zic, ai auzit că se cântă țidiu de Iisus? Eu sunt bucuit și sunt dator să laud pe Dumnezeu. Că mult bine mi-a dat. Dar ea nu mă să dau jos, să dau jos, să dau jos. După ce am ajuns mai aproape, zic, unde pot să mă parchez, îți promit, te dau jos. nu trebuie patru lei ținuți, câțiva kilometri am dus. Zic, îți zic un cuvânt după ce te dau. Vai de mine, mie nu zic nimic, înțelegi? De mă jos nu zici nimic. Ba, trebuie să spun. Faptele Apostolului 30 cu versetul 17. Uh, scuză mă invers, 17 cu 30. Vremurile de neștiință, Dumnezeu iartă și acum poruncește tuturor omelor să se pocăiască. Ai de vine. Și acum mă dai jos? Da, da te jos. Bă, de ce mi-ai zis? Fiindcă eu trebuie să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și acum mă duc la Oradea, la o evangelizare, și nu pot să predic alții lor Evanghelia și tale, nu te-am avertizat, că poate că ziceți că sunteți religios sau dacă ați fost părinți, nu așa trebuie să vă pocăiți. Aici o să citeți că este pocăința poruncă. O rămas, frate mei. Vreau să zic și pentru noi în această seară este o poruncă să ne pocăim. Că dacă nu ne pocăim, vine aici că o să fie, că nu o să fie pâine, că nu o să fie benzină, mai răpire o să fie. Lasă tu benzina, că Domnul dacă vine nu trebuie combustibil. Trebuie să fim numai pregătiți. Că totul este pregătit din loc lipeală ne ia de pe pământ, de pe tot globul pământului, nicăirea nu o să fie așa semn mare când va fi răpirea și rămân oamenii aici în necasă, credeți-mă. Acum sunt multe filme când mă duc la Rom, altceva nu este, numai cum vine răpirea, dar ei acolo cu treaba lor. Și am zis, mă, de câte viu, văd că nu are răpirea merge la, la minunile astea care așteptați cu adevărat pe Domnul. Păi de cum să nu așteptăm, frate? Pe la adunare nu, a Domnului nu, dar așteptați pe Domnul să vină înapoi și vă uitați la răpire cum rămâneți aici. Deci, eu, frate, de ce judeci, frate? Eu nu te judec, mă. Tu vedeți pe ecran, vedeți cum e oamenii din grup cum ies oamenii și vine răpirea. Și voi păcăiți în nema. Nu știu și la dumneavoastră dacă este cina Domnului. Și mulți oameni sunt care o ia cina Domnului obișnuința. Când este prima duminică la, alții, la ultima duminică, merg la cina Domnului. Și am pus aici într-o adunare, nu zic numele unde, și este o lucrare, și spune așa Duhul Sfânt, cum îndrăznește e Domnului? Când tu ești în supărare trei ani de zile cu ficiorul tău și aceeași adunare. Tata mergea pe partea stângă, ficiorul pe partea dreaptă. Și la Domnului, trei ani de zile, supărat și nu mergeau <sus> unul alt. Zice, frate, dacă au descoperit Domnul, vino și roagă De ce? Zice Apostolul Pavel, de -aia sunt atâția bolnavi și nu puțin. Zice, că de ce mai la pocăiți, mai mă, atâta, măi? Femeile îi taie pieptul, cât e de dureros și canci, și cu mai Măi, mă, frate, Nai n-ai primit nimic din partea Domnului. De ce atâția bolnav între pocăiți? Pe scrie cuvântul. de -aia sunt atâția bolnavi și nu puțin dorm. Că dacă noi ne judecăm, nu mergem la judecată. Dar dacă nu te-ai judecat și ai luat trupul lui Hristos, ce ai luat? Ungurește zice că n-ai respectat pe trupul lui Hristos, că că și rămânește nu? Nu știu de ce, frații mei, dar dacă este dintre dumneavoastră, v-am zis hotărât, acum am 33 de ani, dacă nu este Evanghelia, și mai încheie atât, dacă că pot să iau supărarea care o dați peste mine, dar dacă este cineva să se rezolvă. Am avut mai multe răpiri, acum n-am timp să vă spun, dar este groaznic să te vezi că rămâi aici. Este groaznic să te vezi că ai umblat la donare ai fost, ai făcut și ai rămas aici. Zice cuvântul Domnului, așa durere o să fie pe și o să plângă ca pe fiul unul singurul care i-a luat și cei ce au rămas aici. Nu ea care beau la cârșma acum, nu, nu e o să fie supărați. Și este pericolul mare și trebuie să spun și aici, încă o dată Domnul Isus nu mai vine. O stai n-ai fost pregătit, mai vine o dată, dar trebuie să fii gata. Zice undeva Scriptura, ei, acum n-ai fost gata. Dar mai când mai vii o dată. Chiar acum am a zis cineva, frate Luca, <coughs> după răpire, <laughs> vine necazul mare, am timp să mă pocăiesc. Fii atent deja. Va fi o gheață de un talent care înseamnă 39-40 de kilograme la Ungaria, Becheș, cel mai bun siglă din țară, dar 40 de kg nu ține nici Becheș, ceopă, Nu? 39 de kg până la 40 un talent. Așa zice cuvântul Domnului. O căldură de oameni mor de căldură și în timpul ăsta tu ai timp să mergi să te bucurești, spune. Și aș vrea Domnul să ne binecuvânteze. Aceste cuvinte, v-am spus, fiindcă credeți, am experiența cu Dumnezeu, că Dumnezeu când ne vorbește, ori prin fratele sau chiar din local, vorbește fiindcă ne iubește foarte mult. Să ne ridicăm în picioare și aș dori, fratele o să zică mai departe, dar dacă este cineva... Așa un fel o vine să facem rugăciune, o facem cu plăcere. Mai este, avem o cântare, mai este loc, mai este loc. Și dacă Dumnezeu îngăduiește această seară, nu te duce așa acasă. Dar dacă a fost un pic mai lung, poate dormi mai bine la noapte. Dar să fim pregătiți că cel ce vine, vine, vrei să fie Dumnezeu. Dacă cineva crede că...